Bună ziua, sunt Mirela Pascal și l-am astăzi alături de mine pe domnul Răzvan Filipescu, consilier județean. Bună ziua, bine ați revenit alături de noi. Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc mult de invitație. Domnule Filipescu, ne apropiem cu pași repezi de alegerile locale. Dumneavoastră ați intrat în Consiliul Județean cu sprijinul Pro-România, da? Acum v-ați alăturat liberalilor constanțeni. În primul rând, cum ați luat această decizie? Așa este, ne apropiem de alegeri. În luna februarie, alături de colegii mei din Pro-România, am onorat invitația lansată de președintele Partidului Național Liberal Constanța, Bogdan Huțucă, și invitația domnului Florin Mitroi de a ne alătura proiectului liberal pe mai multe considerente. În primul rând, am regăsit în echipa Partidului Național Liberal o echipă de oameni profesioniști, o echipă de oameni care au făcut mult bine comunelor, localităților pe care le conduc, au reușit să atragă fonduri europene și, mai mult, am avut o colaborare foarte bună cu echipa consilierilor județeni liberali în acești 4 ani de zile, unde ne-am luptat împreună pentru proiectele de la nivelul județului Constanța. Nu pot să vă ascund și faptul că există și o chimie personală. Pe foarte mulți din colegii din PNL îi știu, pe unii din liceu, am fost colegi de liceu, cu alții colegi de grup în facultate, iar cu alții am lucrat foarte mult și bine, inclusiv în perioada 2013-2014, când eram președintele Autorității Naționale pentru Turism. Ne-am dat palma, să zic, am bătut palma împreună pentru județul Constanța și astăzi facem o echipă foarte bună, zic eu. Dar dumneavoastră sunteți acum în PNL sau tot în Pro-România? Sunt în PNL, candidez din partea Partidului Național Liberal pe lista de consilieri județeni. Și îmi doresc ca în mandatul următor să-mi duc la capăt o parte din proiectele pe care le-am început în perioada 2020-2024. Haideți să facem o trecere în revistă. Care sunt cele mai importante proiectele ale mandatului? După cum bine știți, eu imediat după alegeri am fost foarte activ. Cred că s-au văzut și la ședințele de Consiliu Județean. Am militat în primul rând pentru un proiect de suflet pe care l-am și propus în 2020, când la momentul respectiv o parte din contracandidații mei, inclusiv actualul președinte al Consiliului Județean, lua în derâdere proiectul propus de mine privind spitalul de pediatrie, care, dacă ați văzut, în această perioadă, în acest mandat a fost depus la finanțare prin Planul Național de Relansare și Reziliență. Este un proiect la care țin foarte mult, pentru că, în primul rând, Constanța, ca să se dezvolte, are nevoie de o infrastructură de sănătate. Spitalul județean are mai mult de 50 de ani vechime și este imperios necesar să scoatem secția de copii din Spitalul Județean și să facem un corp nou pentru a nu amesteca copiii cu adulții și pentru a crea secții speciale pentru partea de pediatrie, deci pentru copii și, bineînțeles, și pentru familiile lor. Acesta este un proiect care a început să fie finanțat inițial prin Planul Național de Relansare. Am înțeles că la propunerea Ministerului Sănătății urmează a fi scos de la finanțare și să finanțeze printr-un credit bancar. Aici am o mare supărare îndreptată împotriva actualului președinte al Consiliului Județean, care s-a apucat destul de târziu de implementarea acestui proiect. Dar și de ce l-a oprit? Nu știu de ce, pentru că dacă e să vorbesc despre domnul Lupu, am omul, trăiesc o mare dezamăgire și vis-a-vis de capacitatea lui managerială de a genera proiecte pentru Constanța. Și aici, dacă vreți, o să vă spun mai multe, pentru că dânsul a fost genul de om care a așteptat să apară o oportunitate de finanțare și să se apuce de proiect în momentul acela, ceea ce a generat întârzieri foarte mari în implementarea proiectelor, decât să se apuce în prima zi de mandat de muncă. Asta este și diferența majoră între echipa pe care PNL-ul o are și în prezent. Sunt oameni care știu care sunt etapele de derulare al unui proiect și încearcă să prevadă și să scurteze cât se poate de mult din acest circuit. Vă dau un exemplu. Sunt proiecte de spitale în țară
Gen Sibiu, la care astăzi se lucrează la fundația lor. Noi încă suntem la nivel de studiu de proiect tehnic, pentru că studiul de fezabilitate s-a făcut foarte târziu. Dacă am fi fost prevăzători și imediat după alegeri, domnul președinte ar fi ascultat și ar fi reținut din ceea ce am spus eu să dea drumul la studiul de fezabilitate, poate depuneam proiectul la finanțare la nivel de proiect tehnic, scoteam licitația pentru executare și astăzi am fi câștigat undeva la 9-10 luni de zile, care sunt extrem de importante, după cum vedeți, în această competiție de proiecte care se finanțează la nivel național. Un alt proiect, de exemplu, care a întârziat și unde tot așa am o apăsare, este târgul de la General Scărișorean. Este un proiect, la fel, care eu l-am prezentat în anul 2020. Am fost acolo, am identificat terenul unde se poate extinde acest obor, pentru că acolo vin în fiecare sâmbătă 3.000 de oameni, de vizitatori și de producători locali din tot județul și inclusiv din zonele limitrofe Constanței, pentru a-și vinde produsele. Și care, vă zic, astăzi suntem în 15 aprilie 2024 și nu s-a făcut nici măcar un studiu de fezabilitate, deși eu l-am înaintat în data de 21 februarie 2021. Deci în 3 ani de zile nu s-au găsit banii necesari sau înțelegerea necesară pentru a se extinde. Tocmai de aceea, inclusiv luna trecută, am avut noi o inițiativă alături de conducerea primăriei din Amzacea. Ne-am dus, am identificat terenurile, am cadastrat terenurile, am avut o inițiativă de hotărâre de Consiliul Județean pentru a prelua aceste terenuri, pentru că nu e normal să amestecăm zona alimentară cu zonele de produse non-alimentare unde se vând totul de avalma acolo și am zis că este normal să venim să oferim acestor oameni care vin acolo niște condiții decente de comercializare a produselor, așa cum este normal în anul 2024, respectiv să facem o zonă de produse non-alimentare, o zonă de produse alimentare cu zone de depozitare pe temperatură controlată, să facem o zonă de alimentație publică, să facem parcări în primul rând ca să nu se mai parcheze pe străzi și să facem și o zonă de agrement și pentru copii și o zonă care să îi potențăm valoarea acestui târg, adică să nu fie folosit numai sâmbăta, să poată fi folosit și cu alte ocazii, de exemplu când este ziua Dobrogei, când este ziua Recoltei, în perioada sărbătorilor pascale sau de Crăciun, să-l transformăm efectiv într-un târg de Crăciun, să-i dăm o valoare turistică, pentru că și noi, ca și constanțeni, vrem să mergem să facem cumpărăturile, vrem să știm unde să mergem în timpul weekendului, poate cu copii, și acolo poți să te duci să petreci 4, 5, 6 ore chiar, să te duci să-ți cumperi necesarul casei, să zic așa, dar în același timp să petreci și o după amiază frumoasă alături de familie. Plus că este o zonă de animale vii care trebuie clar mutată într-o zonă unde vrem să preluăm de la primărie un teren, unde să mutăm zona de animale vii la o distanță ceva mai mare, departe de ce înseamnă, de ce înseamnă târg. Și aici, cu părere de rău, v-am spus, deși proiectul a fost propus încă din 2021 și l-am introdus în strategia de dezvoltare a județului, conducerea Consiliului Județean nu a văzut necesară alocarea până în prezent a sumelor de bani pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, ca ulterior, când avem și oportunitatea de finanțare, sau chiar dacă se poate finanța și din resursele proprie ale bugetului Consiliului Județean, să câștigăm timp. Deci noi am pierdut 3 ani de zile. La fel s-a întâmplat și cu porturile Pescărești, unde de fiecare dată, vă spun în calitate de consilier județean, timp de 3 ani de zile, 2021, 2022, 2023, chiar și 2024, au fost prevăzute sume de vreo 300 și ceva de mii de lei pentru realizarea studiilor de fezabilitate a porturilor Pescărești de la Dunăre, nici până astăzi nu s-a făcut vreun demers sau să se realizeze acest studiu de fezabilitate, da, să putem să trecem la următoarea etapă. Îmi cer scuze, dar a motivat în vreun fel? Nu, domnul Lupu, din punctul meu de vedere, n-aș vrea să folosesc cuvinte grave, dar domnului Lupu îi lipsește o viziune de dezvoltare a județului Constanța. Nu am învățat încă, din păcate, ce înseamnă o administrație locală.
Dânsul poate a avut o experiență în Parlament, dar care se pare că nu-i servește deloc în administrația locală. Și necunoscând etapele care trebuie parcurse de un proiect, duce la întârzierea acestora și chiar la nerealizarea lor. O altă inițiativă, de exemplu, pe care eu am avut-o la nivelul Consiliului Județean și pe care am discutat-o personal cu domnul președinte, chiar am făcut o masă rotundă pe acest subiect, a fost cel al împăduririlor. Prin programul, prin Planul Național de Reconstrucție și Reziliență, sunt 750 de milioane de euro bani alocați pentru împădurirea 56.000 de hectare la nivelul României. Consiliul Județean, din păcate, nici până astăzi nu a găsit minim 5.000 de metri pătrați pe care să facem și noi un trup de pădure sau măcar o pădure urbană, cum am văzut că se întâmplă, de exemplu, la nivelul municipiului Constanța, și este un mare păcat, pentru că trăim într-un județ care se confruntă cu secetă. Ușor, ușor devine una dintre cele mai aride zone la nivelul României. Și asta vă spun și în calitate de fermier. Și te doare când vezi că în alte județe, Brașov, Sibiu, tot ce înseamnă vestul țării, este o adevărată strategie și Consiliul Județean adună la oaltă atât primarii cât și fermierii, de exemplu, pentru și încurajează și le acordă sprijinul pentru a depune proiecte pe partea de împădurire. Bun, dar toată lumea zice că Mihai Lupu nu a făcut nimic în acest mandat, dar ce a făcut în afară de asfaltare, drumuri, infrastructură în județ? Păi dacă mă întrebați pe mine, nu a făcut absolut nimic. Șansa lui pe care a avut-o a fost acest Plan Național de Relansare și Reziliență, care este un proiect început la nivelul Comisiei Europene ca urmare a pandemiei și pentru susținerea statelor să-și revină după perioada de pandemie. Dar vă spun cu mâna pe inimă că dacă nu exista această sursă de finanțare prin PNRR, pe mandatul domnului Lupu nu se depunea niciun proiect pe partea de fonduri europene. Poate ar fi fost proiecte pe Angel Saligny, cum s-au mai depus pe partea de drumuri, dar din fonduri europene, ca să avem o valoare, nu. Gândiți-vă că inclusiv pe partea de spital de pediatrie, dacă proiectul va fi finanțat printr-un credit bancar, așa cum se vorbește, de la Banca Mondială, în loc să finanțăm 140 de milioane de euro, să nu ne coste absolut nimica, noi vom plăti dobândă la un credit. Noi sau Ministerul Sănătății sau orice. Pentru mine este un exemplu de nepăsare și de delăsare acest lucru. Domnul Mihai Lupu pentru mine este, și vă spun, asumat, este cel mai incompetent președinte de Consiliul Județean care l-a avut Constanța absolut vreodată, și un lucru clar se vede și în faptul că el nu a știut să coalizeze și să-și aducă primarii la masă. Dacă ne uităm la ședințele și întâlnirile pe care le-a avut, participau câte unul, doi primari, pentru că nu a știut să le fie un sprijin. O altă inițiativă, și vorbesc din punctul de vedere al meu pe lucruri și fapte concrete. I-am trimis o adresă în anul 2022, prin care pe lângă partea de împăduriri, și l-am rugat să depunem un proiect pe partea de împăduriri, am vorbit despre, era la un moment dat o comisie în domeniul piscicol, pentru că piscicultura în viața economică a județului Constanța joacă un rol extraordinar de important, fiind numeroase asociații de pescari, fiind pescari și liberi profesioniști, și există foarte multe oportunități de finanțare, și nici până astăzi dânsul nu a reactualizat această listă în contextul în care i-am propus că era normal să avem o comisie de lucru la nivelul județului Constanța prin care să aducem la cunoștința pescarilor oportunitățile de finanțare în perioada 2021-2027. Cred că este foarte mult condus de un orgoliu, de orgoliu, de ambiții personale, și care l-a băgat așa într-o ceață și nu mai vede lucrurile importante pentru județul Constanța. Nu vă mai zic. Bine, problemele care au fost. Faptul că PNL i-a retras sprijinul acum ceva timp. PNL i-a retras sprijinul politic într-un mod justificat, pentru că nu, din cauza acestui lipsei de dialog cu primarii din județ, și aici vorbesc despre primarii din toate partidele, nu vorbesc numai de PNL, din această lipsă de inițiativă pe care a avut-o și al faptului că nu, efectiv, nu s-au mișcat lucrurile. Uitați-vă ce se întâmplă cu transportul județean la nivelul Constanței, unde sunt foarte multe probleme, unde
Dacă vă aduceți aminte, a fost o ședință de Consiliu Județean la care și eu am luat cuvântul și dânsul ne promitea acolo că o să facă două autogări, una în zona de zona farului, unde suntem noi, kilometru 45, care să deservească transportul spre sudul județului, una în zona de nord. Ați mai auzit de proiectul ăsta? Nu, s-a pus batista pe țambal, dânsul apare la televizor, manipulează grosolan faptul că nu-l ajută nimeni și că nu are sprijin în Consiliul Județean, se complace în situația asta de a manipula, ceea ce nu este deloc benefic pentru dezvoltarea județului Constanța. Au mai fost probleme legate de modul în care dânsul a vrut să crească foarte mult și bugetele de promovare ale unor instituții din subordinea dânsului, după care a făcut o conferință de presă și a strigat sus și tare că, domnule, niciun consilier județean sau cu echipa de consilieri județeni nu mi-au votat proiectele. Păi dacă tu n-ai fost în stare anul trecut să cheltui toți banii de promovare, anul ăsta de ce? Doar pentru că este un an electoral, pot să mă gândesc eu, trebuie să mai majorez bugetele? Sau de ce la o instituție din subordinea dânsului prevăzuse bugetul de promovare doar pe primele trei trimestre? Adică poate să mă ducă gândul că acestea coincideau exact cu perioada când trebuiau să aibă alegerile locale sfârșit de septembrie. De ce? Să înțeleg că un muzeu sau un teatru nu mai are activitate în perioada octombrie, noiembrie, decembrie? Sunt niște lucruri pe care dânsul le speculează, v-am zis, cred că din cauza orgoliului incomensurabil pe care îl are, și a scăpat din vedere problemele importante ale județului Constanța. Bun, dar sunt șanse mari ca Florin Mitroi, candidatul PNL la Consiliul Județean, să câștige alegerile. Dacă va câștiga alegerile și va avea majoritate, și sigur va avea majoritate, noastră ați urma să fiți ales vicepreședintele Consiliului Județean, după cum domnul Mitroi ne-a și declarat. Da, am văzut interviul domnului Florin Mitroi, îi mulțumesc și pe această cale pentru încrederea pe care mi-o oferă. Dar ați discutat despre acest aspect, nu era... Vreau să vă zic că și în momentul în care am intrat în PNL nu am discutat decât despre proiecte. Este un lucru care ne leagă, dorința de a face bine pentru județul Constanța. Eu vă spun și cred că ați văzut și inițiativele mele în domeniul agriculturii și modul în care susțin fermierii constanțeni, cum mă lupt pentru reabilitarea sistemului irigației, și să știți că am regăsit în echipa PNL o echipă de oameni profesioniști, oameni care nu vorbesc, dar pentru care vorbesc faptele. Și dacă e să stăm să ne uităm, eu am fost și acum în campanie și în anii trecuți, știți că de fiecare dată am profitat de fiecare ocazie și am fost în județ alături de oameni sau de primarii de care mi-au cerut să fiu alături de ei. Și de fiecare dată am observat că se dau exemple din vecini care conduc unități administrativ-teritoriale sub sigla PNL. Vă dau un exemplu. Am fost la Tuzla, foarte multă lume de acolo se uită cu admirație la proiectele pe care le-a făcut Mugur Mitrana la 23 august. Am întâlnit foarte mulți părinți ai căror copii se duc și fac sport la sala de sport din 23 august, pentru că cea din Tuzla este lăsată în paragină, se inundă de fiecare dată când vin ploi, iar la 23 august este într-o stare impecabilă, cu o pardoseală foarte bună și cu sistem de încălzire inclusiv pe perioada iernii. Am fost la Lumina, foarte multă lume se uită și apreciază proiectele pe care le-a făcut doamna Anca Belu la Cogălnicianu sau George Scupra la Ovidiu. Nu pot să vă zic că 8 din 10 oameni cu care mă întâlnesc vorbesc la superlativ despre modul în care a evoluat Comuna Valului Traian sub conducerea primarului și viitorul președinte al Consiliului Județean, Florin Mitroi. Gândiți-vă că a preluat o comună la undeva la 3.000 de oameni, acum are în jur de 30.000 de oameni, sub mandatul căruia s-au investit și s-a realizat de la zero 3 școli, 3 biserici, o geamie, creșă,
grădiniță, nu mai vorbesc de ce înseamnă infrastructură de utilități și infrastructură rutieră. Eu cred că contează foarte mult puterea exemplului, iar nominalizarea lui Florin Mitroi mă responsabilizează foarte mult și mă onorează în același timp. Dar avem foarte mult de muncă și să care știți că noi suntem... Care ar fi prioritățile în calitate de vicepreședinte? Pe noi ne interesează ca și echipă să dezvoltăm infrastructura de sănătate, infrastructura de educație, ne interesează să, bineînțeles, infrastructura rutieră, să nu mai avem drumuri de piatră în comune. Văd că și la nivelul județului Constanța, domnul Lupu margează doar pe proiectele de reabilitare pe care le-a făcut fosta regie de drumuri. Haideți să vă zic ceva, regia de drumuri a fost transformată din regie în societate comercială și domnul președinte ne-a spus la momentul oportun, eu unul m-am abținut, că urmează să devină un jucător și să participe la licitații private și la licitații de a judeca și alte lucruri pentru a da un plus de valoare. Astăzi, regia, cum funcționează ea, nu face decât să ia bani de la Consiliul Județean, să plătească salariile, să repare niște drumuri, dar nu a adus niciun spuneți plus de valoare. Doar cheltuie? Și nu a, doar cheltuie banii care vin de la Consiliul Județean. N-a adus un leu în plus, n-a adus niciun plus de valoare, n-a adus nimic la bugetul Consiliului Județean Constanța. Ceea ce înseamnă că este o este o conducere total neprofesionistă, neperformantă. Dacă ne uităm la o companie privată, trebuia să fie în faliment și din păcate că n-au învățat din trecut, pentru că firma era să intre în faliment, a ieșit cu greu de insolvență. Eu mă așteptam ca această regie să-și aducă aportul și să crească bugetul Consiliului Județean Constanța. S-au depus la finanțare niște proiecte care sunt spre sudul litoralului, DG391-393, au fost depuse la început de Agenția de Asociația de Dezvoltare Durabilă, o asociație pe care tot domnul Lupu a girat-o și o lăudat peste tot, făceau tot felul de evenimente pe noi, atât de minunați sunt. Acum, din cauza ambițiilor personale, se ceartă și vedem că proiectele acelea suferă și nu întârzie să se implementeze, dar vreau să vă zic ceva. Eu am fost în 2020, am filmat cu o dronă acele drumuri, sunt drumuri de pământ în inventarul județului Constanța, printre lanul de porumb, de grâu, trece efectiv, pentru care nu s-a făcut nici măcar un demers pentru expropiere. Pentru că acolo o să fie o mare problemă. De-a lungul timpului, în ultimii 20 de ani de zile, foarte mulți privați și-au intabulat terenurile și acum nimeni nu știe ca pe unde, cât de lat este drumul ăla și cum trebuie să arate drumul ăla. Va fi o mare problemă. Pentru mine asta înseamnă nepăsare. Expropieri, că tot ați adus vorba, ar urma să facă și pentru alternativa spre sudul litoralului. Da, ăsta este un alt proiect care a fost susținut de colegii liberali din Parlament, inițiatori fiind Marian Crușoveanu, și este un lucru foarte bun. Vedeți, aici este diferența între liberali și cei care au fost până acum la conducerea județului. Sunt oameni care au o viziune și prin faptul că se creează alternativa spre sudului litoralului, este o nouă rută comercială, este un drum expres care va fluidiza foarte mult traficul spre sudul litoralului. Și se află, dacă nu mă înșel, în stadiu de studiu de fezabilitate? Nu, au trecut de studiu de fezabilitate, urmează este să se scoată la licitație, proiectare plus partea de execuție, din câte știu. Deci putem este spera în că în câteva avansat. Luni ar începe lucrările? Sau... Bine, da, trebuie făcute exproprieri. Trebuie făcute și acolo exproprieri, dar aici este un drum nou, este normal să se facă, dar la celelalte două drumuri, care și ele sunt oarecum considerate alternative spre sudul litoralului, nu s-a făcut niciun demers de 4 ani de zile, când tu l-ai în inventarul tău. Deci drumul ăla este trecut în inventarul Consiliului Județean Constanța, adică era mai la simplu. Drumuri. Era foarte simplu că aveai deja baza de pornire. Și puteai să legi, pentru că era interesul tău, de exemplu vorbeam de împăduriri, era interesul meu, dacă îmi păsa, așa cum zice dânsului că-i pasă, era interesul meu ca președinte de Consiliul Județean să încep cu intabularea drumului, cu cadastrarea drumului și să-l fac la limitele normale, pentru că puteam să fac și inclusiv perdele de forestiere de-a lungul drumului. Și atunci rezolvam două probleme. Creșteam accesabilitatea, dar în același timp făceam și pădurii
perdele forestiere și ajutam și la combaterea schimbărilor climatice și ajutam și din punct de vedere toată agricultura din zona, din zona respectivă. Dar dacă nu ai o viziune macro, dacă nu ai experiența unei administrații în spate, dacă tu nu știi să lucrezi într-o echipă, dacă tu nu știi să asculți de o echipă și să vii cu niște oameni performanți, uitați-vă la domnul Lupu, a rămas aproape singur în Consiliul Județean, majoritatea consilierilor au ales să plece. Iar ceea ce se întâmplă la regia de drumuri este de speriat. Și nu putem să ne mulțumim, domnule, avem o regie, iau din buzunarul din stânga, trec, plătesc salariile și după aceea ce rămâne restul mă apuc să fac. Trebuie să vii și să-ți dai un plus de valoare. Vreau să vă întreb, cu cine v-ar plăcea să faceți echipă la Consiliul Județean, postul de al doilea vicepreședinte? Nu am luat în calcul. Eu sunt un om de echipă și lucrez foarte bine. Ca dovadă că în perioada 2013-2014, când am fost la Autoritatea Națională pentru Turism, am lucrat cu absolut toată lumea, indiferent de culoarea politică. Și același gen de om este și Florin Mitroi. Adică nu o să vedeți la Florin Mitroi că se uită altfel, altul că e liberal sau că e PSD sau că e din alt partid. Interesul comun este dezvoltarea județului Constanța, pentru asta ne dorim să ajungem acolo și să arătăm exact puterea, pentru că suntem oameni care de-a lungul carierei noastre am dovedit și am făcut lucruri concrete. Apropo de turism, cum credeți că va fi acest sezon? Se anunță un sezon bun pentru că am văzut că a crescut și numărul de rezervări în online. Am vorbit și cu câțiva foști colegi care sunt reprezentanți ai unor agenții de turism și mă bucură să văd, chiar acum am fost, acum două zile am fost spre sudul litoralului, se muncește intens la deschiderea sezonului. Aici și la noi mai aproape, în Mamaia, cum e? Nu, să știți că și pe Mamaia, după mandatul greu pe care l-a avut domnul Chițac și a trebuit să implementeze mai multe proiecte în același timp, eu cred că încep să se vadă și cred că suntem cu toții. Serios, și acum dacă ne uităm în zona farului, vedeți că s-au terminat bulevardul, arată bine, trotuarele sunt făcute, se lucrează intens la partea de spații verzi. Mă uit că începe să prindă contur parcul de la gară, pe care să știți că foarte multă lume îl apreciază și vede că se lucrează la el și cum va arăta, sunt încântați atât constanțeni cât și oameni care fac naveta spre sudul litoralului și care mi-au zis, domnule, când plecăm cu autobuzul sau când plecăm cu rata, ce frumos se vede, începe să prindă contur. Și mai e un lucru care pentru după foarte mulți ani a început să se întâmple, s-a înființat această organizație de management a destinației, pe care eu de fiecare dată când am avut ocazia mi-am spus punctul de vedere și e un mare lucru că au început să-și facă un calendar de acțiuni, de evenimente culturale și sportive pe care să le promoveze atât pe plan național cât și pe plan internațional la târgurile de turism la care participă. Să știți că e un lucru foarte bun. Cum vedeți această campanie care, iată, deja a început la Constanța, mai ales între candidații la primărie? Este o campanie, vă zic așa, este o campanie pe care noi o ducem pe proiecte cu o echipă de oameni și o să regăsiți inclusiv pe lista de consilieri județeni, o să aveți surpriza să vedeți niște oameni. Ce oameni? Nu pot să vă zic încă, mai aveți puțină răbdare, dar o să vedeți oameni extrem de implicați în comunitatea constanțeană, oameni care au experiență și care au reușit atât în domeniile lor de activitate profesional vorbind, dar care au și experiență administrativă. Și mai vedem cealaltă parte, mare parte a candidaților, care au apărut după 4 ani de zile, deodată interesați de niște proiecte. Pe unii îi cunosc, pe unii îi respect, dar din păcate pentru ei, în ultimii 4 ani de zile nu au făcut nimica pentru județul Constanța și nici măcar nu au arătat că vor să se implice. Și deodată sunt foarte activi. Foarte activ pe online, dar nu i-am văzut. Și aici să știți că... La Consiliul Județean ce candidații de acest aici... gen sunt? Nu vreau, pe genul ăsta sunt. Acum nu vreau să știți că eu nu fac niciodată nu caracterizez un om sau să le zic că nu, poate îi cunosc sau nu îi cunosc, dar pot să vă zic așa.
Sunt eu și cu colegii mei, suntem singuri și de fiecare dată am depus primul raportul de activitate. Intrați astăzi pe www. Da, am tot urmărit. Intrați astăzi pe site-ul Consiliului Județean Constanța să vedeți dacă cineva din PSD sau din PMP și-a depus vreun raport păi de activitate. Nu au ce să spun. Haideți să vă zic altceva. PSD-ul era în opoziție față de PNL la Constanța, da? Eu unul am avut inițiative, Târgul de la Scărișoreanu, satul Pescăresc de la Ghindărești, perdelele forestiere, Comisia pentru Piscicultură. Am mai avut niște inițiative în cadrul ATOP-ului și pe partea de bullying și pe partea de montare de limitatoare de viteze pe unde mai erau școli, pe unde mai erau muzee prin județ. M-am dus, am vorbit cu oamenii, m-am luptat pentru partea de irigație, m-am luptat pentru partea de agricultură, am făcut o clasă de învățământ dual la Negru Vodă, prima clasă de învățământ dual în domeniul agriculturii din județul Constanța. Ce i-a reținut pe cei de la PSD, de exemplu, să aibă o inițiativă? Știi ce am sesizat sunt 10 eu? Consilieri, îmi cer scuze, sunt 10 consilieri care... În afară de faptul, o doamnă consilieră a avut la un moment dat o inițiativă, două inițiative pentru a desemna niște personalități ca cetățeni ai județului, în rest nu am văzut la ei dezbatere pe subiecte de importanță județeană, nu am văzut, au reușit performanța la anumite proiecte să voteze în patru feluri, unii împotrivă, alții pentru, alții s-au abținut și alții au ieșit din sală sau nu și-au exprimat votul. E de noaptea minții. Este și am sesizat și în anii trecuți faptul că multe rapoarte sunt copy-paste, unele de pe celelalte, și am sesizat că sunt unii consilieri, că și la Consiliul Județean și local, care nu știu dacă au spus un cuvânt tot mandatul. Da, din păcate, și atunci de asta vorbim. Acei consilieri ar putea să mai regăsească pe... Nu știu, fiecare partid își face strategia, dar... Eu asta am vrut să vă spun prin puterea exemplului, prin ce am făcut eu. Nu i-a reținut nimeni să nu aibă o inițiativă. Și acum tu să vii să-mi zici că îți pasă de județul Constanța, că ce vrei tu să faci. Am mai văzut iar proiectul de spital regional. Hai să fim serioși, povestea spitalului regional a fost vândută de domnul Moga și de conducerea PSD vreo 8 ani de zile. Cum adică a fost vândută? A fost vândută și au amăgit constanțenii vreo 8 ani de zile că se face spital regional în Constanța. Păi proiectul a fost, nu putem să zicem că nu a fost. Nu a fost, nu a existat, a existat un... mai sus. Nu, eu vă spun sincer că eram la București în acea perioadă și după aceea spitalul regional a fost o poveste frumoasă, vândută din punct de vedere politic constanțenilor că urmează să se facă. Nu s-a făcut ca dovadă că s-au dus la Iași, la Craiova, iar la modul cred în care... Cred că cineva nu a vrut să se facă, dar mă rog, e... Da, dar să-l pui acum pe tapet în contextul în care e destul de greu să-l mai finanțezi, pentru că deja se face spitalul de pe pediatrie în curtea Spitalului Județean. Este un proiect care se va face. La nivelul municipiului Constanța, prin PNRR, apropo, diferența unde s-a lucrat înainte, se face spitalul de cardiologie și de oncologie, corpul nou, pentru care primăria municipiului Constanța și îl felicit pe domnul Chițaca a semnat deja contractul de finanțare. Deci lucrurile se vor mișca. E greu să mai faci acum un spital regional, dar am văzut că este o temă care se preia și trebuie să fim realiști. Lăsați că și alți candidați PNL, pro-România, sau, care au promis multe și nu au făcut. Asta e oricum la... Să știți că lucrurile se mișcă, lucrurile se văd și o să vedeți că și în perioada mandatului următor se vor face și mult mai multe. Iar eu am încredere că Florin Mitroi este omul care are puterea și experiența să atragă fonduri pentru județul Constanța și asta să ne dorim și noi, să punem Constanța pe un bine loc meritat al dezvoltării acolo unde este locul, ca să nu mai ne uităm de fiecare dată cu jind ce facă ea la Oradea, ce facă ea la Brașov, ce fac vecinii noștri de la Galați. Adică noi deja începem să pierdem în competiția asta și cu județele limitrofe. Avem domenii în care, vă spun cu mâna pe inimă, pe mine mă doare că cei din Constanța nu au știut să-și dea mâna pentru niște proiecte comune în domenii de interes.
Vă dau un exemplu. La agricultură este un ministru PSD, domnul Barbu, care, vă spun cu mâna, nu cred că ne iubește deloc la Constanța, dar aici avem o organizație care ar fi trebuit să pună mâna. Am văzut la candidații PSD-ului care vorbesc despre susținerea agriculturii. Păi nu ne-au susținut absolut cu nimica. Nici de partea de bani alocați pentru dezvoltarea și reabilitarea sistemului de irigații. Până în 2021, când am ieșit noi în stradă să protestăm și să fim vehemenți pentru Constanța, Constanța beneficia de alocări de genul 500.000 de lei, 700.000 de lei, iar județe precum Ialomița, Călăraș sau Brăila Galați aveau de la 30 de milioane până la 70 de milioane de lei alocați anual. Adică diferențe incomparabile, da, nici nu poți să vorbim. Și în contextul în care județul Constanța are o suprafață irigabilă, care ar putea să fie de 420.000 de hectare și astăzi se irigă 17, undeva între 17 și 20.000 de hectare. Vedem și acum că județul Constanța nu este reprezentat la nivelul Ministerului Agriculturii, nici măcar în comisiile de specialitate din Camera de Deputaților sau în Senat, să avem și noi pe cineva care să susțină Constanța. Pe cine am fost este la nivel, avem specialiști am fost la nivelul, în acest domeniu în la nivel, pe ea, de parlamentari de Constanța? Sunt oameni care cunosc, sunt oameni care au fost, care au condus Consiliul Județean, sunt oameni care sunt... Parlamentari de Constanța, sunt specialiști în acest nu moment? Hai să nu vorbim din... Avem un fost președinte de Consiliul Județean Constanța, care ar fi trebuit să fie într-un domeniu cheie, nu? Păi care știe problema buget. Constanța. Este pe Comisia de Buget, dar din Comisia de Buget nu ajută cu absolut nimic. Bun, poziția și cei de la dânsului. PNL? Păi la PNL, de 3 ani de zile, singurii cu care vorbesc despre susținerea irigațiilor este Bogdan Huțucă și prefectul Silviu Coșa, care este un domn extraordinar de aplicat asupra domeniului irigațiilor și fac ședințe și se întâlnesc cu cei de la ANIF și monitorizează stadiul proiectelor și al implementărilor. Au chemat inclusiv partea de fermieri. Noi am avut dezbateri cu prefectul Silviu Coșa pe subiectele agriculturii, pe subiecte de secetă, în contextul în care nu am văzut pe nimeni altcineva să ne susțină, de la niciun alt partid, și că mai sunt că tot am vorbit de rapoartele de activitate, sperăm că și parlamentarii noștri și vor depune rapoartele de activitate, tare curioasă sunt să văd așa ar trebui, cine pentru și ce că am făcut în așa ar trebui și așa este normal. Eu dacă ați văzut de fiecare dată în luna ianuarie, de fiecare dată mi-am depus raportul de activitate. Dar nu toți sunt Răzvan Filipescu. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, vă mai așteptăm și, ce să zic, pe 9 iunie să vedem ce o fi. O fi PSD, o fi PNL sau PNL altceva. Cu siguranță, că suntem oamenii faptelor și am demonstrat. Așteptăm și vedem. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere!